Gata, prieteni, în sfârșit am scăpat de simulările astea nenorocite. De asta n-am mai postat de 2 săptămâni, pentru că am fost ocupat să învăț pentru prostiile astea de simulări. Știți că mie îmi place mereu să fiu la înălțime și de asta am fost cu capul în nori la simulare. Dar nu vă faceți griji, pentru că o să mă pun cu picioarele pe pământ. Sau sub pământ, dacă nu mă pun pe învățat, ar zice părinții mei. Dar în altă ordine de idei, a venit primăvara, a venit căldura, au venit păsărelele, ciripesc. Păi ca că nu mi-a ciripit și mie nimeni la simulare. Am văzut că vă plac videoclipurile despre haine, așa că la cererea voastră am decis să merg în mall și să construiesc o ținută de primăvară și vară, pentru că puteți să o purtați și vara. Personal îmi place foarte mult primăvara, pentru că e un anotimp nici foarte cald, dar nici foarte rece și îți permite să porți aproximativ orice. Ținuta e deja pe mine, dar o să vă arăt imediat mai în detaliu ce am cumpărat și de ce și pe ce criterii m-am bazat, pentru că trebuie să ai o imagine în cap atunci când pleci la cumpărături. Iată cum a decurs totul. Primul magazin din care am cumpărat ceva este Zara, magazinul meu preferat, și o să vedeți imediat de ce este așa. Primăvara nu e tocmai atât de cald și încă nu e timpul pentru pantaloni scurți, dar oricum pantalonii trebuie să fie subțiri și ușori, așa că am încercat o pereche de chinos de culoare gri deschis. Dacă nu știi ce sunt aceia chinos, practic sunt niște pantaloni pe care poți să-i îmbraci și cu ceva mai elegant, dar și casual, și sunt făcuți din 100% bumbac. Chestia e că nu văd foarte mulți tovarăși de vârsta mea, adică 16-17 ani, să poarte ceva de genul. Toată lumea poartă blugi și sincer m-am cam săturat de ei. E timpul să fim puțin mai diferiți. Mie îmi place să-i port suflecați, dar dacă tu nu preferi asta, poți oricând să-i duci la un croitor ca să ți-i facă fix pe mărimea ta. Când probezi pantaloni, încearcă să faci câteva genoflexiuni, iar dacă nu reușești, înseamnă că sunt prea strânți și dacă cade pe tine când îi porți fără curea, sunt prea largi. A fost prima pereche pe care am încercat-o și mie mi-a plăcut, așa că i-am cumpărat cu 100 de lei. Apoi am încercat tricoul și cămașa asta, care nu arătau rău, dar știam că se poate și mai bine, dar totuși ăsta e lucru pe care mergeam. Cămașă peste tricou. Am încercat și tricoul acesta, dar după cum puteți vedea, e prea strâmt. Marcuț, vino să vezi ce bine stă. Da, super. În sfârșit am găsit tricoul care îmi vine perfect, dar nu mă omor după culoare, așa că l-am schimbat pe unul blomaren care costă 50 de lei. Apoi am găsit o cămașă tot în Zara, care are un design interesant, și am observat că e moda asta florală pe haine, atât la bărbați cât și la femei, dar nu sunt un mare fan al ei. Însă mi-a plăcut cămașa asta pentru că e cool și are formele astea ciudate, așa că am cumpărat-o pentru 130 de lei. A, bă, uite, de-abia acum focalizai. Bă, neapărat pe partea asta am vlog, că tu știi ce v-ați făcut și... Înainte să intru în Zara, am intrat în H&M, New Yorker și Pull&Bear și nu mi-a sărit nimic în ochi. În afară de ochelari ăștia din H&M. Care au costat 30 de lei și pe lângă faptul că arată super tare și te vor face și pe tine să arăți super tare, te vor proteja și de razele soarelui. De asta ai nevoie de ochelari de soare. Accesoriile pot transforma o ținută mediocre într-una excelentă cu condiția să nu le abuzezi. Păstrează totul simplu și curat. Bershka nu mă dezamăjește niciodată când vine vorba de încălțăminte și am găsit acești teneși albi cu care nu poți da greș niciodată. Prețul total al ținutei este de 440 de lei fără ceas și brățară pe care le-am cumpărat înainte și cred eu că este un preț destul de ok, ținând cont că sunt haine noi și că am construit o ținută întreagă. Magazinul câștigător este Zara, din care am cumpărat 3 produse și chiar dacă e un magazin puțin mai scump decât celelalte, adică Bershka, H&M, Pull&Bear și New Yorker, sunt chestii tari în el și sunt mai bune din punct de vedere calitativ decât magazinele enumerate mai devreme. Bravo, Zara! Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune o reușită, nu rateu! Pa, pa!